Sunt oameni care se uită doar la ce nu au și trăiesc frustrați, neîmpliniți, nemulțumiți, concentrați pe faptul că ei nu au un anumit lucru. Nu se uită la ce pot, ci doar la ce nu pot, la ce știu, ci doar la ce nu știu. Au tendința asta de pesimism, de negativism, care aduce, în momentul în care ea e conștientizată în mod repetat, ea produce o stare sufletească și atunci omul trăiește într-o nefericire ireală. Ce ai făcut în anul acesta cu ce ai? Dacă nu ai bani, asta să nu este singurul lucru pe care îl poți avea. Dacă nu ai timp, asta nu este singurul lucru pe care îl poți avea. Dacă nu ai sănătate, nici ăsta nu este singurul lucru pe care îl poți avea. Ideal este să accepți starea asta, mă refer la ce nu ai, și să te concentrezi pe ce ai. Pentru că această atitudine pozitivă te va face să folosești